mi se pare. Mamă, cum aruncă cu ea, băi! Am mai găsit? Vai, deci nu cred că e faza aia. Gracias. Vai de mine, vai. Mama acasă. Hai să închidem emisiunea, că e suficient pentru azi. Ai, 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 ai. Muchísimas gracias. Gracias. Bravo, bravo, mă, nene. Gracias. Cine vrea, cine vrea să vorbească? Cine își dorește să spună? Ce să mai zice Mandra? Mi-au plăcut elementele executate. Că pe acolo mi s-a părut o ezitare la... A 180-a rotire când o ținea în gură. Tu crezi, ai impresia că celebrul Ken putea să facă așa ceva? Niciodată, nunca mas. Nunca mas. Oricum, stați voi liniștiți că după el s-a luat Ken. Adică întâi a apărut el și după aia l-au inventat pe Ken. Doamne, ce moment. Ne-ați lăsat mască. Am mai văzut încercări de genul acesta, dar mi se pare că sunteți cei mai buni pe care am văzut pe domeniul ăsta. Muchísimas gracias. Gracias. Mă, sunt și talentați. Arată și bine. Sunt și frumoși. Sunt și familie. Sunt și familie. Sunt și înțeleg. Cumva mi s-a părut că la un moment dat, cum o arunca și o târnuia, dădea cu ea sus-jos, iar am văzut și jocurile copilăriei și ea se bucura, înțelegi, că mai avea puțin și mușca din scena aia și iar nu mușca și iar mușca și așa mai departe. Deci, bă, cred că pe noi ne înspăimântă că sunt, nu știu, sunt acolo la graniță cu perfecțiunea, altfel nu-mi dau seama. E prea bine, adică e prea bine. Gracias. Ok, fiecare dintre noi lucrează în showbiz, da? Și în momentul în care vezi ceva, un număr sau pe cineva care pare că se apropie de punctul ăla maxim, așa cum îl percep eu, bă, nu se poate să nu simți chestia asta, adică nu se poate să nu recunoști performanța dusă la maxim. Adică eu nu știu unde se poate mai mult de atât în tipul ăsta de... Vorbesc mult. Ca să nu mai vorbesc atât de mult, fac un lucru care îmi vine acum și... Max.
ce să mai zici. Mulțumesc! Este unul dintre cele mai spectaculoase numere pe care le-am văzut eu în astea două sezoane de când sunt la România au talent. Au o nebunie copiii ăștia doi, care cred că vine din faptul că sunt frați. Eu cred că au evoluat bazându-se pe încredere. Eu vreau să-i văd în finală pe oamenii ăștia doi. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave did not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chest from afar, to try when your arms are too weary. 11 ani. Cât de plină e vocea când face the unreachable. This is my quest, to follow the star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march, march into hell for that heavenly cause. And I know, if I only be true to this glorious quest, that my heart will have peaceful when come, when I'll lay to my Jennifer Hudson. That woman scorning cover with scars, so strong with this essence of courage, to reach the unreachable. Toată lumea. Am crezut cu toții că Andreea Carina este doar o fetiță care știe să cânte ca mulți alți copii la 11 ani. Nimic neobișnuit până aici. Mulțumesc. Și deodată, un glas dumnezeiesc a preschimbat platoul de filmare în cel mai electrizant loc din lume. Mai aveți treabă? Eu zic să... Hai să închidem și să mergem, că nu mai are rost să... Ce este... să mai... 11 ani! Într-adevăr. Tu minți. Eu vreau deci, să minți. Carina, vreau să ai se cumva prezinte, vreau să certificat se prezinte de naștere, carnet de note. Am certificatul de naștere, corect? Da, da. L-am. Avem o copie. L-avem. Tu, Andra, poți să faci legătură între timbru vocii ei și... Eu ți-am zis în timp ce ea cânta. Pe mine interpretarea ta m-a dus la marea voce și mare artistă Jennifer Hudson. Ai puterea să te duci înspre vocea ei. La 11 ani.
Da, mă, este și să ne înțelegem, Jennifer Hudson este una dintre cele mai apreciate și cele mai iubite artiste. Mi-e foarte greu să înțeleg cum un copil de 11 ani reușește să cânte așa. Și singura explicație este Doamne, Doamne, așa, care dă foarte mult talent unora. Mulțumesc! E extraordinar! Bă, povestea e în felul următor. Deci, din clipa în care a început să cânte, în primul rând că m-a lovit timbrul tău, trebuie să spun sincer. Mulțumesc! E o atitudine, în primul rând, înainte de toate, care denotă așa o maturitate în fața căreia mă predau, pur și simplu. Problema cea mai mare este că în timp ce Andra mi-a arătat pielea de găină, deja de două ori se cutremurase și la mine. Și de când am terminat numărul tău, mă uit că sunt într-un nivel de stres mare. Adică pulsul nu vrea să scadă, cam asta e povestea. Și întrucât nu vreau să apelez la ajutoarele noastre medicale, singura soluție pe care o văd la dispoziție și sper să fac puțină dreptate, eu cred că tu meriți lucrul ăsta. Sunt niște copii, oameni buni. Doamne, mie nu vine să cred, bă, că mă uit la ei cât de mici sunt și ce lucruri mari fac.
celălalt. Doamne, mi s-a strâns așa carnea pe mine. Doamne, ce moment. Bună seara. Dobri vecior. Ce faceți? Duși dobre. Sotlișnă, da. Să știți că faceți minunea ce faceți. Câți ani aveți? Spasiva. Mie 15 let. Mie 10. 10 ani, frate. Aș spune că pe tine te cheamă Romeo și pe tine te cheamă Julieta. Dacă vreodată s-a făcut sau se va face, nu știu, Romeo și Julieta în aer, așa ar trebui să arate. Спасибо. De unde veniți? Мы приехали с Украины, город Херсон. После войны я уехал в Киев. Оля уехала во Львов, а наш тренер уехал в Германию. Мой папа находится сейчас в Украине. Он военный, защищает Украину. Это очень тяжело. 8 месяцев мы не виделись, связи нет. Мы не знаем, где находится папа, папа не знает, где находимся мы. Это очень тяжело. У меня брат тоже военный, мы тоже не знали, где он. Со временем связь налаживалась, и все было лучше, мы созванивались. Если бы я выиграл бы деньги, я бы купил дрон бы для армии и отдал бы его военным силам Украины, чтобы они уже защищали нашу Украину. Я бы сделала с деньгами, я бы отдала все солдатам, чтобы они защитили нас и все оккупированные города, чтобы они освободили и чтобы мы и все... Чтоб я вернулась домой. Мы очень хотим вернуться домой, заниматься с нашим тренером, жить, спать в своей кровати, в своей квартире, зная, что не будет, что нам будет все хорошо. И там будет безопасно. Мама, мама, мама. Мне кажется, incredibil. Când reușesc să repete, cum, în ce condiții, cum? Chiar cum repetați voi? Având în vedere situația asta. Ну, нам тяжело тренироваться. Мы тренируемся в разных городах. Но за все время войны мы в первый раз встретились во Львове. И потом в Румынии уже вспомнили свой номер и его отработали. Wow, este admirabil, iar nivelul de performanță și de spectacol pe care l-au atins ei la niște vârste atât de fragede, 15 și 10 ani, în condițiile în care unul e dintr-un oraș, celălalt din alt oraș și nu sunt tocmai apropiate. Și în ce, și condiții, în ce că... condiții e de domeniul aproape de domeniul incredibilului. Nici n-am cuvinte. Eu unul, în seara asta am văzut un exemplu despre ceea ce cred eu că noi oamenii mari nu putem să facem. Pentru mine e o necunoscută, cum ați putut voi, copiii fiind, să găsiți atâta putere încât să traversați, să aveți tot drumul ăsta, să ajungeți în seara asta aici la noi, să ne arătați și să vedem ceea ce am văzut. Vă spun cu mâna pe inimă că este cel mai spectaculos număr văzut la România au talent de mine până acum. Mersiva! Mersiva! Dacă mai putem să mai găsim cuvinte după ce am văzut. E atât de frumos ce s-a întâmplat pe scenă și faptul că sunt aici și că pot să mă bucur de talentul vostru. Și show-ul ăsta trebuie să meargă mai departe cu oameni ca voi, oameni talentați. Și eu, în momentele astea, trebuie să vă ofer... Aici
și lumina este mai puternică decât întunericul. Aici câteva minute de magie acoperă suferința unui lung război. Aici, curajul unor copii extrem de talentați înseamnă viață și mai ales speranță. Bună seara! Bună seara! Bună! Cum te numești? Sara Piliego. Câți ani ai, Sara? 12 ani. Și care sunt pasiunile unui copil de 12 ani? A dansa? Mai ai și alte pasiuni sau te-ai focusat doar pe dans? Doar dans. De câți ani dansezi? De 4 ani. Și ai mai fost pe la alte concursuri sau e prima scenă pe care o ataci? Nu, mai multe. Ce medalie ai, de curiozitate? De primul loc, da? De al doilea, de al treilea, le-am experimentat pe toate. Foarte frumos. Național sau internațional? Și național și internațional și mondial. Okay. Dar cu ce ai început? Cu balet? Sau? Da, baletul este baza a tot. Asta vom vedea și în seara asta? În seara aceasta o să vă prezint un moment de dans contemporan. Succes, draga mea! Mulțumesc! Grande. Văd în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni care sunt doborâți de probleme, posomărâți, supărați și aș vrea să arăt prin dansul meu faptul că trebuie să fii deschis cu ceilalți și să nu conteze ce spun alții. Trebuie să vorbești. Today I looked up how long it would take to drown. Today I looked up how long it would take to drown. How long can you hold your breath before you can't hold your breath any longer? And how long until your lungs give out and the sound that used to fill the void quiets like a mouse at midnight, searching for its piece of the pie? Today I stood in front of a window and imagined what it would be like to fly. No, I didn't. I imagine what it would be like to jump outside the frame that caged me inside. But my better judgment said it wouldn't be very kind if someone you cared about found you. That's the voice that plays like a tape on rewind, rewind, rewind. Why would someone do such a thing? What could drive someone to that type of depth? Could I be driven to such depths? Would I ever be able to jump? There is no place to be soft in these moments, jump. There's no time to be caught in this moment, jump. There's no need to believe there ever was a moment, jump. Sigh, believe, relief in this moment. 'Cause I could never be the one to be in this moment. Or could I? Jump. Today I looked up how long it would take to drown. Do you first hold your breath? Do you exhale all of your problems and worries before casting your thoughts to the bottom of an otherwise empty place below the poverty line of depressed thoughts and the sad calamity of a haunted house you've called home? I don't know. Maybe someone out there has an answer. But for now, I'm still trying to come to terms with the fact that today I looked up how long it would take to drown. Exprimat prin dans toate stările prin care trec cei ce suferă de depresie. Boala timpurilor noastre. Boală care are leac. Mulțumesc! Un speech, mă! Pe un speech, da. Pe un speech. Da. Deci ai ilustrat un speech. Sunt în continuare sub impact. Mi se pare absolut senzațional să... să traduci prin dans un speech. Mulțumesc. Tu de aici încolo poți dansezi orice.
absolut orice vrei tu. Mulțumesc. Totul era foarte clar, era atât de limpede în mintea ta și totul era atât de frumos descris și totul era emoție pură încât n-am cum să fiu altfel decât foarte mișcat. Mulțumesc. În condițiile în care habar n-am, deci nu mă pricep la dans, crede-mă. La mine e ceva, nu știu, parcă nu pot accepta că acest dans a fost executat de un copil de 12 ani. Asta, bașcă! Atunci când vedem un adult făcând lucrurile astea, dansurile astea, zicem, ok, tu faci de o viață, dar tu ai văzut copilul ăla de 12 ani cum dansează. Da, mă. Așa e. Voi nici nu vă dați seama că puneți într-o situație dificilă adulți care au aceleași abilități cu ale voastre. Și care fac de o viață chestia asta, adică au avut ani de zile să se pregătească. Fac 10-15 ani de dans contemporan. E ok, mi se pare normal. Dacă știi, când punem prin filtru și zicem, păi a fost Sara, mă, la 12 ani. Bă, avea o precizie în execuție și în tot și o grație în același timp. Exact. Adică, nicio ezitare, nimic. Era și s-a transpus din clipa în care am zis, gata, e ok, vrem să vedem ce cu tine. Exact. Buf! Filmul, a început filmul. Pot să vorbesc singur 3 ore despre prestația ta. Este... Nu știu dacă spun ceva important, dar cam acolo am fost adus de tine. Hai să vedem băieții ce zic. Bobo. Sara, într-adevăr, ai dansat cu precizia unui chirurg care operează pe creier. Adică fiecare moment, cap-coadă a fost as. Mulțumesc. Și ți-o spun și din postura omului care anul trecut a dat un golden buzz pentru un copil de 12 ani care același lucru a făcut, mi-a tăiat respirația și care a câștigat România au talent. Mi se pare că ai chiar mai mult din ce avea Darius anul trecut. Wow! E o altfel de combinație între talent, dorință, tinerețe. Aș merge pe mâna ta și te-aș duce direct în semifinală ca să câștigi și tu anul ăsta România au talent. Vai, ce frumos! Așa ceva există și merită să existe din plin. Prestația și talentul Sarei îi poate inspira pe toți cei descurajați și pesimiști. O ploaie de confeti pentru bucuria de a trăi, pentru viață, pentru hotărârea de a-ți urma talentul, orice ar fi. A fost un moment uluitor, adică efectiv am rămas nemișcat și m-am bucurat de tot momentul, așa cum te bucuri atunci când prinzi bilete, în primul rând, la un spectacol pe care îl vezi rar. Ești incredibil! Sara, 12 ani! Bravo. E stata perfectă! E stata perfectă, o nu? E stata perfectă! Pot fi momente în viață în care să te uimească întâlnirea cu astfel de talente. N-am putut să vorbesc, deci m-am uitat la tot numărul tău fără să pot să vorbesc, crede-mă. E genul de moment care ori te lasă fără cuvinte, ori ajungi să vorbești singur și să uiți că e suficient, ai spus tot ce era de spus. Nu înseamnă că ea a făcut ceva magic. Eu așa cred. Toate momentele de pe scenă sunt speciale, dar sunt unele și mai speciale. Copiii aceștia vin și sparg toate barierele. Și te gândești, Doamne, dacă acum, la 10-12 ani, sunt la nivelul acesta, unde vor ajunge copiii ăștia? Și răspunsul mi-l dau tot eu. Unde vor ei? Sara, ne revedem în semifinală. Mulțumesc! Bravo! Mulțumesc! Cum te numești? Tahira, Ija Surgiu, Sasha, mă numesc. Cum? Mai zi o dată. Mă numesc Tahira, Ija, am 14 ani și fac circ și școală acasă. De unde vin numele astea? Le-au inventat părinții mei. Și pe frații tăi cum îi cheamă?
Ea e Simon, Sederan și Rafael Roach. Părinții primesc premiul de originalitate pentru aceste. Wow. Pentru ultima parte am păstrat o poveste despre supereroii care trăiesc în fiecare copil. Wow. Supereroii care așteaptă o scânteie de talent ca să se arate lumii. Ei fac salturi în necunoscut, fără pic de frică. Ei se transformă în super copii când doar își propun asta. Mama mea a lucrat în sistemul de învățământ românesc și și-a dat seama când striga Andrei sau Ana, toată erau 5. Și a zis că sunt deja prea folosite numele, să facem altele. Așa că s-au gândit la Tahir Aija. Eu fac homeschooling, fac școală acasă. N-am fost niciodată la școală publică. Mama mea, cum am spus, a lucrat în sistemul învățământ românesc și a zis că nu vrea să-i crească altcineva copiii. Așa că a găsit modalitatea de a face școală acasă. Noi avem manuale și curriculă de la o școală din America și ei ne dau manualele și noi facem la distanță, cum ar fi cu mama noastră. Am 3 frați. Facem toți homeschooling. Fratele meu mai mare deja a dat bacul la 13 ani l-a dat, de fapt, pentru că în sistemul american poți să dai bacul la orice vârstă dacă ești pregătit și poți să aplici la facultăți în afară. Eu mă axez pe sport și fac sport intensiv. Școala o fac dimineața. Așa mi este mai bine. Pentru că am mai mult timp să fac ce-mi place. Mă antrenez 4-5 ore pe zi, la sală, după aceea acasă. Pot să mă antrenez și în timp ce-mi fac școala. Mie se potrivește. Câți ani ai, draga mea? 13 încă. 13 ani, sezonul 13. O fi bun semn ăsta? Îți dai seama. Care-i talentul tău? Sportul. Îmi place sportul. Fac circ de performanță. Practic artele circului. Zilnic. Wow, la 13 ani? Ai început să mergi în spectacole de... Da, vara asta am lucrat la un circ. Doar serios? Tu? Doar da. Tu sau mai sunt membrii ai familiei care... Nu, doar eu. Doar tu? Da, eu am descoperit școala asta de circ din București și am rămas uimită și am rămas pe sportul ăsta. Tare, bravo. Și unde ai fost vara asta? La mare, am lucrat la un circ privat și a fost minunat. Și părinții te-au lăsat în mâna cuiva acolo, unui părinte? Nu, am fost împreună cu rulota, am stat cu rulota împreună. Ce frumos! M-au susținut. Sună foarte bine acum, abia așteptăm să te vedem. Succes! Mulțumesc! Mă uit să văd ce coboară acum de pe tavan. Silicon eyes, watching storms, sitting quiet, reading books in the heat of city lights. Bored, everyone's bored. When I'm restless, put me under the nightlife stars, and I will feel grounded. I know I'm just a girl. If I am nothing, if I am trying, I think I can. I step on broken glass and dream of soft clouds. When feelings are heavy, they become all we are. And we become nighttime dreams, the street walkers, the small talkers, when we should be daydreams. Closer into the madness of the world.
Sasha Tahira s-a dus singură la o școală de circ din București. Acolo, în scurt timp, a câștigat titlul de vice-campioană națională la circ și a reprezentat România la campionatul mondial din Elveția. Da, uite, tată mă gruiește de la părinții. Ca orice supererou, a descoperit că nu are limite. Doamne, ador efectiv bucuria, emoția pe care o văd la părinții tăi sau la familia ta. Este extraordinar să poți să te privezi pe tine și să privezi bucuria și mândria părinților tăi. Extraordinar. Este... Mulțumesc mult! Și ai și norocul să fii un copil care a știut ce a vrut de la bun început. Da. Și ai muncit foarte mult. Ești extraordinară. Mulțumesc! Bobo? Aici să știi că se spune că de multe ori noi părinții trăim visele noastre neîmplinite prin copiii noștri. Iar ceea ce fac părinții tăi nu e un sacrificiu, e o chestie care le aduce și lor fericire în fiecare clipă. E de aplaudat, bineînțeles. Mie tot momentul tău mi-a dat o stare de bine, de fericire și cred că este un moment inspirațional pentru toți copiii de vârsta ta care ar trebui să facă ceea ce faci tu. Eu cred că visele așa încep. Să găsești ceva al tău, așa cum ai găsit tu treaba asta cu școala de circ și așa mai departe, și muncind fiecare celulă a corpului tău în direcția asta. Iar dacă tu ești fericită și ceea ce faci, faci cu zâmbetul pe buze, atunci crede-mă că inima lor stă să bubuie de fericire mai departe. Și cred că frații tăi văd și trăiesc asta și din partea mea fericitări a fost un număr senzațional. Mulțumesc! Mulțumim! Eu aici... Încurajez părinții să-și susțină copiii atunci când aceștia doresc foarte mult un lucru și sunt și buni în direcția aceea. Bravo, Aisha! Doamne, ce mă bucur! Bravo! E o poveste atât de frumoasă încât trebuie să o spunem ca să vadă și alte familii. E un exemplu. Bravo! M-am uitat. Eram mai emoționat ca niciodată la un moment de acrobație, probabil pentru că e cel mai important moment de acrobație care se desfășoară în fața mea. Fiind un copil la început de drum care a făcut o pasiune pentru acrobație și care probabil că va începe o viață în acest domeniu. Copilul ăsta pare că a venit de nicăieri și s-a întâlnit cu lumea circului și a zis, da, asta e lumea mea. Mamă, mi se pare super spectaculos. Mi se pare că e foarte frumos ce a făcut și povestea ei este... Părinții au susținut-o nu doar așa verbal sau cu bani. Ia fetița, tati, vrei să faci circ? Ia de aici 2000 de euro, du-te și fă niște cursuri. Nu, oamenii ăștia s-au urcat într-o mașină cu rulota, s-au dus la mare, au parcat lângă circ și au stat 2 luni lângă Aisha pentru ca ea să poată evolua. Băi, nene, dacă asta nu este dragoste și susținere pentru copilul tău, atunci ce este? Merge la campionatul mondial? Merge la campionatul mondial! Normal! Wow. Nu mi se pare nimic ciudat! Și știi unde mai merge? Dragoș, știi unde mai merge? În semifinala noastră de la România au talent! Credem că Sasha Tahira va păstra mult timp cele câteva confeti. Pentru noi,
Poate că sunt doar niște bucăți de hârtie colorată, ceva pentru care nici nu merită să te apleci. Pentru ea sunt dovada de necontestată a recunoașterii. Poate că le va păstra în costumul ei de supereroină ca pe un talisman magic. Niște frânturi dintr-un vis împlinit, care îi vor aminti mereu că ea, Taheira, poate să facă orice își pune în minte. Momentele astea, Doamne, da, mă, copiii ăștia, momentele astea sunt cele mai, nu știu, mă fac... Ce surpriză, bravo, frate! Hello, man! Hello! Hello! Yes. Hello, sir! Ne spuneți câteva cuvinte despre voi, cine sunteți, de unde veniți? I'm Biwa Sardar and I'm 23. I'm Srija Nag and I'm 13 years old. We are from India. To represent India, today we are here. And we are doing bad salsa. Bad salsa? Bad salsa. Adică o salsa nu tocmai not good, bună, not da? Not good salsa. Există? It's good salsa, but it's named bad salsa. Ah, am înțeles, da. Like mean. Like mean salsa. Yeah, yeah. Spicy. It's very spicy. Let's see. Wow. Take care. Yeah. I'm the king of the salsa. King of salsa? Nu știi. Nu mă mai numește nimic, maestre. Doar că... Ce se întâmplă, bă?
Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din Leagănul Culturii de la Botoșani. Și vă invit pe toți la Botoșani cu mare drag pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit foarte mult de la vârsta de mic și am învățat cât de important este cititul, pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept. Cu roșii flori de mac și în părul negru, cu ochii închiși, un semn cu mâna îmi face. Autorul meu preferat este Mihai Eminescu. I-am descoperit pe Mihai Eminescu prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. Pe mine mă emoționează foarte mult și mă impresionează foarte mult Geniu Pustiu, care l-a scris numai la 18 ani. Și cuvintele sunt la fel de actuale și pe vremea noastră. Adică oamenii nu își iubesc țara. Eminescu vrea să spună, să îndemne pe oameni să-și iubească țara. Acest îndemn este la fel de actual și în vremea noastră. Toți oamenii să nu se mai prefacă că-și iubesc țara, să-și iubească de adevărate. Dar eu sunt prea mic ca să judec oamenii. Dacă în țara noastră ar exista numai oameni înțelepți, atunci nu mai este de schimbat nimic. Investiția în educație este soluția. Și să fim înțelepți și să citim. Astea sunt soluțiile. Wow! Unde am ajuns? Unde sunt? La România au talent. Nici nu visam să vin. Sunt la România au talent! Mama m-a înscris la preselecțiile de la România au talent și când am auzit seara atunci că o să trec mai departe, Doamne, m-au trecut toți fiorii mei. Mi s-a urcat sângele la cap de bucurie. Când o să văd atât de multă lume, juriu care este atent la mine, Doamne, o să-mi se urce sângele la cap de bucurie. Bună ziua! Bună ziua! Ce-i cu omul? Salut! Bună ziua! Salut! Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Rareș. Te cheamă Rareș? Da. De ce? Pentru că când m-am născut, așa? Mama mi-a dat numele Rareș. Aaaa! Și tu când vrei să fii mare, ce vrei să te faci? Când o să fiu mare, aș vrea foarte mult să mă fac actor. Ce actor? Actor național și internațional. A, și internațional vrei? Da. De comedie sau de dramă? Actor popular românesc. Popular românesc. Aș vrea să fiu un actor popular românesc ca Pavel Bartoșe, nu? Așa. Da. Da, am înțeles. Ești un foarte mare prezentator. Ești pregătit să intri pe scenă? Sunt pregătit. Perfect. Cred că de când s-a născut e pregătit. Succes! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Rareș Prisacariu, am 7 ani și sunt elev la școala gimnazială numărul 7 din Botoșani și fac cursuri de actorie la Școala Populară de Artă George Enescu Botoșani. Bravo! Ok, ia! Ce acopat! Ți-a zis tot! Ce ai învățat tu la școala aia de actorie? La Școala Populară de Artă George Enescu din Botoșani. Mă scuzi. Ce ai învățat tu la Școala Populară de Artă din George Enescu din Botoșani? Eu la Școala de Artă George Enescu din Botoșani. La Școala Populară am învățat cimilituri. Așa. Și un spectacol numit Muzicanții din Codru. Muzicanții din Codru și tu ești unul dintre muzicanți. Nu, prima dată avem un moment cu șoricei, iar eu sunt și șoricel. Așa. Și prinț Miorlau într-o poezie. Bravo! Și ai venit aici la România, aici la noi, la emisiune, la Românii au talent, ai venit pe post de șoricel?
Nu, astăzi am venit la dumneavoastră cu gândurile lui Vlad Țepeș și aș vrea ca prin glasul meu să ajungă vorbele lui și la dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mamă! Băi, hai mă să vedem! N-ai înțeles, e groasă. Hai, dă-i drumul! Într-o țară ca asta, sufli ca într-o lumânare. Dar ce-ți închipui că-i slujba țării? Un han în care intri când vrei și ieși când ți se năzare? Aici nu încape întoarcere pentru nimeni. Nu există decât înainte sau sus. Țara trebuie să crească într-un an cât în 10 ca să intre în rândul lumii. Nu-i țara voastră, boieri, ci voi sunteți ai țării și eu tot al țării sunt. Pământul acesta este același pentru toți. Ne hrănește, ne rabdă, ne acoperă. E singura lege pe care o cunoaște pământul. Spuneți-mi, boieri, câți domni au șezut în acest scaun de când strămoșii noștri și-au dat viața ca niște eroi? 6? 8? 10? Nici voi nu-i mai știți. I-ați asmuțit pe unii împotriva altora. I-ați îndemnat să caute peste hotare ajutorul atât de scump plătit azi străinilor. Ce s-a făcut cu moștenirea țării mele, cu libertatea noastră? Libertatea nu poate fi cumpărată. Poate spuneți că prețul e prea mic. Nu vă mai amăgiți. Va crește mereu pe nesimțite, până într-o zi când prețul libertății va fi libertatea însăși. Atunci va fi prea târziu. Voi ați domnit în toți acești ani, voi ați schimbat pe domn. N-au știut să vă taie la vreme. Nu o să vă judec acum. De azi înainte însă, tâlhările de tot felul, silniciile, minciuna, vânzarea de țară se vor pedepsi cu capul. Vreau să las țara cu adevărat curată. Tot ce este rău întrânsa am luat asupra mea și voi duce cu mine. Va fi o luptă crâncenă. O să dureze poate sute de ani. Niciun zid nu va putea să ne apere. Meterezele rezistenței noastre trebuie să fie lăuntrice în fiecare din noi. Cu asta am isprăvit. Vă mulțumesc! Doamne! Mamă! Ia uite, s-a plâns! Mamă! Pur și simplu ne-a uns pe suflet.
a trebuit să vină un copil să-i aducă puțin cu picioarele pe pământ pe toți patrioții de ocazie. Doamnelor și domnilor, vă spun cu mândrie că Rareș este președintele țării Românii au talent. Rareș este un monolog al naibii de actual, chiar și dacă au trecut atât de multe sute de ani de când a domnit Vlad Țepeș. Și mă bucur că sunt copii care te-au văzut în seara asta, încă 50-100 ca tine, și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Așa, în general, ca nație. Vă mulțumesc! În momentul ăsta aș vrea să-i felicit în primul rând, deși sună ciudat, pe cei care ți-au pus aceste valori ca puncte de reper. Mi se pare surprinzător, din punct de vedere artistic, actoricesc, faptul că tu poți să stai acolo la 7 ani, să faci pauzele pe care le faci fără să fii deloc descoperit, să îți ții gândul privindu-ne pe noi 4 oameni în toată firea vorbindu-ți. Deci este total neobișnuit. Vreau să mai zic ceva, din păcate, uite, au trecut vreo 500 și ceva de ani și el zicea că vreo 100. A trecut mai mult și nu ne-am depărtat prea mult de momentul ăla despre care vorbea el, dar asta e. Cred că important e să luptăm în continuare și să încercăm să ne raportăm la aceleași valori despre care vorbește și Vlad Țepeș, nu? Mulțumesc foarte mult pentru momentul ăsta. Andra? Ești un copil tare special și foarte hotărât. Știi ce vrei? Ai dominat scena de când ai intrat. Ai făcut o sală întreagă aici. Ne-ai făcut pe toți să tăcem și să te ascultăm. Ne-ai făcut atenți la textul tău. E foarte important. Deci ai toate aturile să mergi cât mai departe. Unde îți dorești tu? Și să știți că viitorul sună bine. Să nu ne mai încă 10 copii. De la un copil pleacă totul. De la tine pleacă totul și eu am speranțe că totul va fi foarte bine. Dacă mai întâlnim copii ca tine, Doamne ajută! Felicitări! Vă mulțumesc! Și eu cred, Rareș, că tu ai ceva al tău pus deoparte, întrucât acest discurs nu ne spune nimic nou. Ne arată doar că suntem un popor consecvent. Discursul e actual și de atunci până astăzi nu s-a schimbat absolut nimic. Drept pentru care mi se pare mult mai important că tu ai venit aici să ne arăți că în tine e într-adevăr un talent, pe care cred că l-am văzut cu toți. Mulțumesc! Hai să deschidem linia de vot. Haideți! Cine se... Opa! El nu știe că i-au dat băieții. Popular, național și internațional. Golden Buzz înseamnă foarte mult pentru mine. Înseamnă că e un moment de fericire totală în momentul acesta. Bravo! Vă mulțumesc! Felicitări! Și pentru mama. Te-a emoționat și mama. Ai făcut-o mândră? Am făcut-o. A început să plângă acum, da, că și-a dat seama, da. Da. Deci e lor mândră, bar. Mulțumesc! Doamne, dar nu trebuie să plâng. Tu acum plânge bucurie, nu? Da. A văzut-o și pe mami că plânge de emoții și de asta. Băiatul ăsta este... E de piatră în sensul bun, pentru că sufletul lui este de aur. Iar mintea este cristal. Mai rar o asemenea combinație. Să ai un suflet atât de mare, o minte atât de ageră și niște
atât de mari, mai ales la 7 ani. A meritat Golden Buzz-ul din plin. Ești foarte bun! Mulțumesc! Dar tu știi asta? Nici nu mă așteptam. Nu te așteptai. Păi, să știi că nici noi nu ne așteptăm. Băi, e foarte bun băiatul. Da, da, e bine. E foarte bun băiatul. Știi ce face, mă? Știe despre ce vorbește. Nu știu cum e în stare, dar știe despre ce vorbește. Bravo, felicitări! Știi că mie-mi venea să spun... Foarte talentat copil.